Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Băi, vă vine să credeți întâmplarea cu nenea ăla care a luat arma unui militar din gardă? E ceva... Țăra cu militar. Da. În sensul că dacă ești în gardă, trebuie să fii în gardă la propriu. Iată, bravo! Cam asta vrei să spui, da. Prigi, e foarte rău. Adică e rău de tot să-ți ia arma, tu ai... Bine, de altă parte, adică toată povestea este incredibilă, pentru că atacatorul avea un cuțit. Adevărul că, bă, atacatorul avea un cuțit, în timp ce ăla săracu n-avea decât o pușcă mitralieră, un pistol mitralieră. Și ce relevanță? Cu gloanțe. Cum, ce relevanță are dacă se apropie unul? Deci, în regulamentele militare este așa. Dacă tu ești cu arma în post și vine unul spre tine și dacă îl somezi, și dacă nu se oprește, îl împuști. Dacă îți vine prin spate? În spate? Păi da. De-aia ești santinelă, ca să fii atent în permanență. Să fii vigilent. Să fii vigilent. Da. Nu există. 360 de grade. Tu gândește-te că ți-a nenorocit Rambo. Cu cuțit. Rambo avea un cuțit. El când era în pădure... Și aia care au venit, tot cadre militare erau. Și noi erau, nu numai că erau în gardă, da. Erau în vânătoare că îl căutau, da. Și el cu cuțitul, Și el cu cuțitul. Mai tare decât Rambo era Rahan, care n-avea cuțit. Ba da, Rahan avea cuțit, ba da, Rahan de fiind, avea, n-avea oia puști. Avea cuțit, a, da, de... Băi, ești pe vață de os. Rahan avea cuțit de fildeș, da. Pif avea ceva. Pif avea Hercule. Da. Deci o persoană neidentificată cu cagulă și înarmată cu armă albă. Deci avea și cagulă. Super periculos, da. A intrat prin efracție în perimetrul unității militare în jurul 25 și l-a atacat pe militar. Militarul, aflat în postul de pază, a aplicat procedurile legale. A opus rezistență, ha? A lăsat telefonul cu Candy Crush. Da. Dar de că și procedura e total stupidă. Deci te învață. Acum nu cred că s-a schimbat ceva, dar de când am făcut armata era așa. Dacă vine atacatorul spre tine, trebuie să-l somezi. Și trebuie să strigi: stai, stai, cine e? Ăla trebuie să răspunde sau nu răspunde. Deci, în funcție de cum răspunde. Trebuie să cine strigi e? La el. Mi s-a spus că trebuie să strigi la el foarte tare, ca să-l sperii. Știi asta? Serios, deci nu glumesc deloc. Nu trebuie să spui stai, ci stai, ca să-l sperii pe atacator, să sperie când te aude țipând. Da. După care îl somezi, zici stai că trag. El în continuare, dacă nu stă și avansează spre tine, tragi în sus. După ce trage sus și el tot avansează, tragi la picioare, știi? Deci că... trebuie 5 minute, exact. Înțelegi? Ca să tragi cu adevărat. Atacatorul te zine, da, tip-til. Există și anumite reacții. Uite, o poveste, adică ce s-a întâmplat la mine în armată, din când în când mai venea ce se chema rondul, adică un soi de supracontrol de la... De verifica. Da. Un soi de supracontrol din autobuze, din... sau din tren. Metrou, tren, orice, da. Știi? Cam așa. Deci se făcea oricum... Și era cu parolă ceva. Da, avea și o parolă. Și venea rondul de la garnizoană. Mamă, și când venea rondul era nasol să nu te prindă că dormeai în post sau ceva de genul ăsta. Și rondul a venit odată, era om și ofițer, și s-a gândit să facă mișto de un soldat în termen care făcea de pază. Și s-a apropiat. Soldatul l-a văzut. Știa că vine rondul, știa toată lumea. Da. Stai, cine e? I-a zis. Și rondul, ghiși cine e? Erau glumeți. Da. La care ăsta, al nebii soldat, a dezasigurat și a armat. Adică a băgat glonț pe țeavă. Ăsta e un sunet pe care dacă l-auzi odată în viață, nu-l mai uiți niciodată, înțelegi? Așa. A făcut click și a zis, ghiși ce am făcut? Rondul, nu trage, rondul! Înțelegi? Auzi, ziceai că aveați parole. Cam ce parole aveați? Parole erau totalmente stupide. Adică erau de astea, trăiesc cu cuieți, nu știu. Nu, parola era așa, el spune bucur și așa. Tu trebuia să răspunzi București. Înțelegi? Sau pădure, pădurești, mă jur. Așa erau parolele. Deci era ceva mai stupid, nu exista. Dar au reușit să scurcircuiteze creierul. Pentru că bucur, București, da. Pădure, pădurești. Cam genul ăsta, da. Foarte greu de ghicit. Adică dacă știi jumate de ea... Mici, micești. E cam așa, da. Și da, mi-au scurcircuitat creierul, pentru că la Revoluție lucram în fabrică. Eram deja la vreo 2 ani, 3 ani după ce terminasem armata și s-au împărțit arme. Așa. Și armele erau împărțite de liderul de sindicat din fabrică. Da. Tovarășul Dobre. N-am să-l uit în viața Dobrești. Da. Și tovarășul Dobre, când mi-a dat mie pistolul mitralieră să fac rondul, mamă, era la scăpat pe jos. Adică a fost ceva îngrozitor. Eu m-am ferit, zic, hai că se descarcă ăsta. Nu știa să pună cartușele în încărcător. Nu știa să le numere. Era ceva înfiorător. Ăla era liderul, era șeful apărării pe fabrică și habar n-avea cum să folosești armă. Și zice, și parola este fluturele. Și zic, și răspunsul? Și ăla se uită la mine, fluturele. Păi cum, domnule, e aceeași parolă? Da, zice, fluturele. Deci se simplificase suplimentar toată treaba. Mult să mai nu mai bine, e niciun fel de dificultate. Moment. Da.
Poți să-mi explici mie de ce se cheamă pistol mitralieră și nu pușcă mitralieră? Că eu dacă îmi zici pistol mitralieră, mă aștept să arate ca un pistol. Deci e ceva mic dacă... E ca un pistol, dar puțin mai mare. Pușca este mare, iar mitraliera este o chestie pe care... Mai ținte Rambo... Pistolul mitraliera e un pic mai compact. Da, pușca e, compact. E de obicei mai lungă. Pistolul mitraliera aia cuțeavă scurtă, cum avea Chuck Norris. Da și nu. Pușca mitraliera este o chestie mai mare. Mai ținte tot la Rambo, că la un dat el face rost totuși de o armă. Da. Care are o pușcă mai mare, așa, are și un stativ în față, un trepied. Da. Și o bandă de cartușe. Așa, aia e mitraliera... Aia este, practic, mitraliera de Avero. Dar una peste alta, băiatul ăsta de i-au furat pistolul mitralieră, a încurcat-o rău de tot și s-a aflat cum a intrat infractorul. Infractorul a tăiat gardul și a intrat, înțelegi? Prin, e clar, da, că în față erau table, gardul era în table și nu se putea intra, dar în spate era sârmă și s-a intrat prin spate. Cam filmele de anii 60. Da, și cineva zice că nu s-a mai întâmplat niciodată. S-a întâmplat la mine, la unitate. Eu făceam la unitate armată, la unitate de undeva lângă București, lipită de un sat. Și unul dintre băieți a sărit gardul la un dat și a avut o relație cu o fată din sat. În sensul că a lăsat-o gravidă. Și într-o noapte când era în gardă, ce vreme a lăsat-o gravidă, da, pe aia. Asta a întâmplat prin 86. Și într-o noapte, deci a aflat tasul, tatăl la fată, cum ar veni, și nu și-a fost la cura lui, s-a supărat, a sărit gardul când era ăsta în gardă, a sărit gardul și l-a bătut pe ăla de la uscat, pe soldat, cu arma. Înțelegi? A luat arma, l-a bătut cu arma. Fără parole. Da, și după aceea a sărit gardul înapoi, s-a dus acasă, i-a luat și arma, se învețe minte, să se învață minte. Și a venit după aia. Da, s-a mușamalizat toată treaba, s-au dus pe ofițerii, domne, vă rog frumos, dați-ne pistolul mitralieră înapoi, că i-a dat ăsta, să nu se mai întâmple. Acum, uite ce o ia de nevastă. Nu mai știu cum s-a întâmplat, dar s-a mușamalizat afacerea. Auzi, noi cu băiatul ăsta suntem armată NATO, nu? Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.